Acesta este noul Peugeot 3008, ajuns la a treia generație. Prezentat inițial în anul 2009, mașina era pe atunci un monovolum care se bătea cu Opel Meriva. Astăzi este un SUV în toată puterea cuvântului un SUV care se bate cu Toyota RAV4, cu Volkswagen Tiguan și, de ce nu, cu un alt monovolum devenit SUV, adică cu Renault Scenic. În partea din față avem în continuare motivul ghearelor și avem niște faruri inteligente care se văd superb pe timp de noapte. Avem banda asta neagră unde descoperim numele modelului și avem o grilă în degrade, așa cum vedem și pe Renault Scenic. Însă, am văzut-o pentru prima oară pe modelele Peugeot, de ce să nu fim sinceri. Noul Peugeot 3008 este dezvoltat pe platforma Stellantis Medium, are 4,54 metri lungime și vine cu jante de 19 sau de 20 de inci. Astea de aici mi-aduc aminte tot de Renault Scenic. Însă trebuie să ne gândim și la faptul că fostul designer Peugeot a ajuns acum la Renault. Pentru că vorbim despre nivelul de echipare GT, avem acest acoperiș negru contrastant și mai avem aceste inserții lucioase negre, atât sus cât și aici în partea inferioară a caroseriei. Avem șase culori pentru mașinile disponibile. Această culoare se numește Obsession Blue, adică albastru Obsession. Sub capotă vom găsi în prezent doar trei motorizări pe piața din România. Este vorba despre un hibrid clasic de 136 de cai putere, despre un plug-in hybrid de 195 de cai putere și despre o versiune electrică cu 210 cai putere pe care o testăm și noi astăzi de aici la Nisa. Pe fețele ușilor spate avem aici un plastic destul de tare și neprietenos, inserția asta textilă și aici o zonă destul de moale. Spațiul la nivelul picioarelor este generos, însă nu excelent și avem o podea complet plată, specifică mașinilor electrice. Vei sta cu genunchii ceva cam sus, însă la nivelul capului vei avea un spațiu decent. Noul Peugeot 3008 va fi disponibil cu două baterii, una de 73 de kWh și una de 98 de kWh prima dintre ele oferă o autonomie de 537 de km pe versiunea asta pe care o testăm noi de 210 cai putere. Cea mai mare baterie va fi disponibilă cu un motor de 230 de cai putere electric și va avea o autonomie de 700 de km. Încărcarea se va putea face de la o priză rapidă cu maxim 160 de kWh. Și de la o priză AC poți încărca cu 11 kW sau cu 22 de kW. În partea din spate, pe J3008, vine cu acest eleron uriaș pe acoperiș, cu rol aerodinamic, bineînțeles, cu aceste stopuri cu 3 elemente LED frumos luminate și cu această bandă care le unește. Avem numele modelului aici pe haion, un haion care e destul de abrupt și care ne trimite cu gândul la Ford Mustang Mach-E. Avem alte elemente lucioase aici și hai să vedem și porbagajul. Porbagajul are o capacitate de 470 sau de 520 de litri în funcție de versiunea electrică pe care o alegi cu un motor sau cu două motoare. Ai și câteva elemente de ancorare pe aici. Așa arată acum noua planșă de bord a lui Peugeot 3008. O planșă de bord futuristă cu zona asta iluminată aici în spate și cu această inserție textilă pe planșa de bord. Consola centrală este și ea futuristă și este îmbrăcată în niște plastic destul de tare. Asta dacă excludem această zonă te textilă. Avem apoi aceste comenzi tactile pentru climatizare și aici avem un spațiu de depozitare absolut generos. Instrumentele de bord se privesc în continuare pe deasupra volanului. Avem butonul de start aici și la fel ca la Porsche s-a mutat comutatorul treptelor de viteză aici. Avem apoi aceste scurtături pentru sistemul multimedia. Nu salvează foarte tare ergonomia, însă te ajută ca să găsești niște scurtături pentru ecranul central. Iată. Și o scurtătură pentru climatizare. Așa arată meniul sistemului multimedia cu care are un ușor delay. Acest sistem multimedia se numește iCockpit și este disponibil cu două ecrane unite. Practic, ai o diagonală de 21 de inci. Standard, mașina vine cu două ecrane de 10 inci care sunt separate. Ai un ecran aici pentru instrumentele de bord, și mai ai un ecran aici central. Avem niște scaune profilate frumos, îmbrăcate în piele artificială și textil, iar cotiera are o deschidere dublă. Modurile de rulare se pot selecta de aici. Noul Peugeot 3008 pleacă de la 33.000 de euro pe piața din România. Însă de bani ăștia primești doar hibridul clasic de 136 de cai putere. Dacă vrei versiunea electrică pe care o testăm noi, trebuie să știi că aceste socoteli încep de la 46.700 de euro. Și dacă vrei nivelul de echipare GT, atunci trebuie să știi că trebuie să pregătești 50.000 de euro.